Salut! În acest tutorial îți voi arăta cum să te autentifici pe campusul virtual al UPT. Pentru început, în acest câmp trebuie să introduci numele tău de utilizator, iar în acesta trebuie să introduci parola. Pentru a reaminti datele introduse mai sus, poți bifa această căsuță. Pentru a finaliza această operațiune, apasă butonul Autentificare. Felicitări! Te-ai autentificat cu succes! În cazul în care nu ai reușit să te autentifici sau nu ai un cont, accesează butonul Solicitare cont de acces pe campusul virtual al UPT și completează formularul.